Nu, dar are gin. Și acum hai să vedem dacă a primit, că i-am adus regine. Parcă mi-aduc aminte că în cat aici am pus-o. Nu am băgat-o jos. Da, aici ai. Deci are 3 zile. Eu am făcut o greșeală, nu trebuia să dau cu spun. Ca să văd eu cum stă aici pe pușcă. Regina este aici, este ok. Deci este regina împerecheată. Locașul mic l-a destupat, adică a făcut contact cu ea acolo. Trebuie să mă uit totuși jos să văd, mai are bot și să văd care-i treaba, cine știe, poate... Am așa o teamă să nu aibă vreo regină neîmperecheată, dar după cum stă pe pușcă ar fi ok treaba. Uite, am scos din el 23 de kg de miel când l-am extras. Și acum deja catul e greu din nou. Să zic așa un... Ia. E, un 10-15 kg. Ia să mă uit puțin. Aici am cat. N-am treabă cu ramele albe, astea negre, posibil mai fi fost puiet pe aici, nu știu, ia să vedem. Asta e tot rama albă. Ia uitați-vă aici. Fac a doua extracție sau nu? Eu zic că s-ar putea să fac a doua extracție. Adică mai mult ca sigur. Opa! Hai că se duce jos. Ia să văd eu rama asta neagră. Eu trebuie să mă convinc că nu are boci. Deci, ia uite. A băgat miere de nou. Bravo. Deci rama asta nu are puiet. Nu are. Bun. Așa. Ah, nu înțepa. Ia să vedem aici. Deci doar în 3 zile, acum 3 zile am terminat de extras și uite, deja plin de miere aici. Dar acum are spațiu. Le-am făcut spațiu acum să bage, dacă mai e de băgat. Bun. Deci aici nu avem puiet. Treaba e bună. Hai să vedem aici. Mama, a băgat miere iar aici. A băgat miere, rame goale care le-am pus eu, după ce am extras, a băgat miere de mine. Și le luăm puțin la rând. Să fiu convins că n-are botcă, că n-are altă regină. Că... Deci, puiet doar căpăcit. Uite, am făcut aici un potirea și aici une. Sunt goale. Este o ramă urâtă. Aici n-am făcut. Potirea și goale. Că parcă pe asta i-aș urca un cunoscut. E ramă urâtă. Așa o să fac.
așa urdâncat, că eram urâtă și bag una. Uite așa, vădită frumos. Să-l băgăm aici. Ia să vedem mai departe. Ia uite mă, ramă goală a băgat mierele. Ia să vedem, da, e băgată mierele, deci regina nu e aici. Și aici a băgat miere. Dacă avea regina, depunea puiet pe aici. Aici, ai clozat puietul. Ia, hai să mă duc eu afară să mă duc dacă e o vacă aici. Da, m-am uitat la lumină și nu, ai clozat puietul și e decât celula lustruită. Zice ca să vină regina să ouă, da. Regina era în cușcă. Ia să o las unuță la cine. Mai departe. Uite așa salvăm un stup care e plin de albină. Gata, am văzut-o. Deci avea regina neîmperecheată, uite. Uite-o. Vino în coace. Eu de tine am nevoie. O vedeți aici? Regina neîmperecheată. Ce cauți tu aici? Ce cauți tu aici? Ia uite, mai avea o bătuță aici. Și aia bătrână de ce a murit? Oricum e de mult dusă, că nu mai are larval, nu mai are nimic. Așa, ia să o bag eu constant într-o pușcă. Nici nu se poate împerechea aceea, dacă era jos, era bine stupul să împerechea și gata. Deci din boțile care le-a avut, eu când am spus mirea, am găsit boți. Puiet 0. Înseamnă că o regină e eclozat. Dacă roia, nu mai avea albină, că e catul plin de albină. Ia uite, aici blocat cu miere. Blocat cu miere. Așa. S-a obișnuit cu regina aia, zic eu, din cușcă. Ia uite, și aici bloca cu miere. Aici puietul făcit. Deci uite, boți nu mai sunt. Are un potetic aici, așa. E gol. Deci pro larval 0. Bun. Înțeleg eu cum da acceptat-o pasta. Dacă avea regina aia neîmperecheată, cum da o acceptă pasta? Că uite-o. E acceptată, uite ce frumos stă pe cușcă. Dar Costina apoi dă drumul în direct. Am dat drumul aici. Îi dă drumul direct pe ramă. Ia. Eu zic că s-a obișnuit cu ea. A pus ceara aici și nu pot să deschid. Asta e regina tânără împerecheată din primăvara asta. Prima regină împerecheată. Uite. Gata. A pornit. A pornit pe ramă, o vedeți? Uite, 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 uite. Uite ce grăsuță e. Lăsăm puțin așa.
Eu zic că este acceptată, că de 3 zile s-a învățat cu ea. Ia uite, stă de vorbă cu ea. Hai, că e mama voastră. Important ca Regina să stea liniștită, să nu ia la fugă pe ramă. Deja cântă. Ea zice, mă acceptați? Eu sunt șefa vă aici. Eu sunt mama voastră, uite. Am marcat-o și eu cam aiure. Asta e. Gata. Eu zic că este acceptată. Dar îl ținem sub observație. Peste două zile îl deschidem din nou. Două, trei zile să vedem dacă începe o oată. Albinuța are suficientă. Tot așa. Peste 2-3 zile venim să vedem care e treaba aici. Dacă mi-au acceptat-o, deja am Regina 2023. Știți de unde e Regina aia? Am găsit o botcă de schimb liniștită în ala lui Oprea. Deci Regina foarte bună. Vom vedea. Așa. Asta era aia cu puiet care o ramă, uite, cu o gaură acolo. Care am zis că o bag aici. Deci în momentul ăsta poate nu se vede prea mult albină, că e ieșită la cules. V-am arătat afară. Adică 3 rame de albină cel puțin sunt afară. Poate și mai mult. Bun, punem catul. Deci cu ce miere are jos? Câteva rame pline și pe acolo. Cu ce e în cat? Mai fac o extracție, vedem ce. Mare de băgat. Mai am destul la rapiță. De-abia suntem în 15 mai. Filmarea știți că o pun mai târziu. Poate o pun după 20. 22, nu știu. Gata. Gata, deci am zis aici că e Regina 2023, trebuie să șterg eu, că nu mai e de la Nea Cornel. Am scos 23 de kg de miere, 15 mai eliberată. Și rămâne să verificăm peste 2-3 zile. Uite, cam așa. Merge treaba. Băi, ce bate vântul, dacă nu bătea vântul, aveam cules puternic, tată. Gata, cam atât, sănătate și numai bine.